Scene parcă desprinse din filme au avut loc vineri noapte la un bar din Sărmășag. Persoane necunoscute cu fețele acoperite cu măști și care aveau asupra lor bâte, cuțit și un pistol tip revolver au jefuit un bar. Polițiștii afirmă că ne confruntăm cu o premieră la nivel județean. Jaful a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă în jurul orei 4, când trei persoane necunoscute au intrat în local și au amenințat persoanele aflate în incintă. Într-o conferință de presă, comisar șef de poliție Știrb Miron Aurel, adjunct al șefului inspectoratului, a afirmat că, în ciuda dificultății anchetei, oamenii legii au identificat pe făptași care au reușit să sustragă din bar suma de 1500 de lei și 3 telefoane mobile. Din primele date și înregistrările care au fost ridicate imediat din incinta barului, a rezultat faptul că în bar au intrat înainte de ora 4 trei bărbați mascați, având pe cap gluji și șepci, parcă da, așa, iar pe față fețele erau acoperite cu măști din plastic genul ăla Anonymous, știți. Din declarația părții vătămate, a rezultat că din bar a fost sustrasă suma de 1500 de lei bani proveniți din încasări, 3 telefoane mobile aparținând celor două victime, 3 doze cu băuturi energizante. S-a mai stabilit faptul că, atât din declarație, cât și din înregistrările video, că cei trei aveau asupra lor un cuțit, o bâtă și un pistol tip revolver, care nu știam la acea dată dacă este autentic sau nu. Din activitățile complexe desfășurate de către lucrătorii Serviciului de Investigații Criminale, lucrătorii Secției de Poliție 8 Sărmășag, lucrători din cadrul Serviciului de Ordine Publică și de la Serviciul de Acțiuni Speciale, au fost obținute indicii cu privire la identitatea celor trei autori, iar în dimineața zilei de 17 august, în baza unor autorizații de percheziție emise de către judecătoria Șimleu Silvaniei, au fost efectuate 3 percheziții domiciliare pe raza localității de Șida, unde locuiau cei 3 suspecți. Cu ocazia perchezițiilor efectuate, au fost identificate mijloace de probă cu privire la comiterea faptei de către cei 3 autori. Autorii au vârste cuprinse între 17 și 25 de ani, sunt în localitatea Derșida, comuna Bobota. Unul dintre ei are antecedente penale, dar ceilalți erau necunoscuți poliției. Potrivit comisarului șef de poliție Mureșan Cosmin, șeful Serviciului de Investigații Criminale, au fost efectuate 3 percheziții domiciliare. Acum aceștia sunt cercetați pentru mai multe capete de acuzare. Percheziții domiciliare nu au fost găsite muniție. În momentul de față se efectuează expertiza acelui revolver și o să stabilim dacă este autentic, dacă este funcțional. Din probele administrate până în prezent rezultă că a fost introdus în țară ilegal din străinătate către unul dintre cei 3 suspecți. Ei sunt acuzați pentru săvârșirea 3 infracțiuni de tâlhărie calificată, contrabandă și infracțiune de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Faptul că au purtat câțiva dintre ei și mănuși, din probatoriu administrat până în prezent, clar au existat acte preparatorii, au premeditat partea înainte. Sigur, purtarea mânușilor a acelor măști, e clar că avea ca scop îngreunarea identificărilor. Chiar după comiterea faptei, au mai desfășurat câteva activități care să îngreuneze cercetările. În ceea ce privește faptele de tâlhărie în perioada 1 ianuarie 1 august, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaș, au fost sesizate 7 infracțiuni de tâlhărie, 3 în mediul urban și 4 în mediul rural. Ca mod de operare, 4 dintre acestea au fost prin smulgere de obiecte, iar după modul producerii, 3 au fost comise în locuințe. Însă, un astfel de caz în care persoanele să fie amenințate cu un pistol de către persoane mascate este o premieră la nivelul județului.